imediat ce au simțit mirosul de fum, cei doi s-au trezit și au ieșit din casă. Flăcările s-au extins rapid și au ajuns până la pod. Până la sosirea pompierilor, câțiva angajați ai unei spălătorii de mașini din apropiere le-au dat o mână de ajutor și au încercat să stingă focul. Vecinii bănuiesc că de vină ar fi membrii unei familii care locuiesc în garajul de lângă locuința care a luat foc. Și am văzut fum, mă zic, de unde dracu a venit, că aveam rufile pe sârmă. Și m-a trimis fiica mea, du-te tată, că zice, Turcia era făcut foc afară. Că ei face acolo, așa, pe pietrele mâncare și foc. Crezi că de acolo a pornit? Da, din spate, că acolo arde niște cablu de la tot felul de astea pentru ca să vândă. Au creat probleme? Da, normal. De la altceva n-avea de la ce să ia foc. Oamenii ăștia n-are, ăștia oamenii ăștia face la ragaz în casă. În fiecare seară faci fumuri, arde fiare, dar nu putem să mâncasă de fum. De la ei toată treaba, uite de acum. Au creat probleme? Dar numai odată ce înjură, ce face, ce e aici, panoramă, ne-a zăpăcit toți vecinii. Femeia care locuiește în garaj se apără și spune că se afla în locuință împreună cu cei doi copii ai săi și nu știe de la ce a pornit focul. N-am văzut, mâncam înăuntru pâine și când am văzut vine foc spre noi, spre butelie, am scos și butelia. N-am dat niciun foc. Ce copii erați? Cu două copii eram, doamna, n-am dat noi foc. N-am. Din fericire, pompierii au reușit să stingă flăcările la timp pentru a nu se extinde și la casele vecine. Am acționat cu două autospeciale, cu o singură linie de furtun. Am acționat pe partea dormitorului unde a și luat foc. Este un garaj lipit de dormitorul respectiv. Au luat foc câteva materiale și o parte din dormitor, chiar și o parte din garaj. Cu ajutorul colegilor mei am reușit să le stingem. Aveți idee de la ce a luat foc? Da, de la o țigară aprinsă. Aruncată pe lângă niște materiale textile și au luat foc și de la ele s-au extins mai departe. Nu este nimeni rănit, din fericire. Cercetările continuă în acest caz pentru a stabili cauza exactă a producerii acestuia.